Bun găsit, oameni buni, dragi telespectatori, suntem împreună din nou pentru aproximativ o oră în Lumina lui Hristos. Suntem în duminica dinaintea prăznuirii înălțării Sfintei Cruci, o duminică în care, iată, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria și a Sfântului Eufrosim Bucătarul. Este interesantă întâmplarea Sfântului Eufrosim. Cine are posibilitatea să citească din Sinaxar, să citească viața Sfântului Eufrosim, un sfânt care era considerat de către ceilalți mai slab de minte, mai slab de înger, mai încet, mai întârziat, dar iată ce minunată este viața sa. Cine are posibilitatea să citească, pentru că, într-adevăr, este un moment extraordinar care face, dacă vreți, diferența între necroză și nemurire, între moarte și înviere. Ei bine, suntem în duminica, cum am spus, dinaintea înălțării Sfintei Cruci, duminică în care ni s-a binevestit nouă la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Ne arată Dumnezeu, ne spune Dumnezeu, ne trimite o scrisoare de dragoste, o scrisoare de dor, trimite omenirii o scrisoare de dor pe care o tâlcuiește foarte frumos Sfântul Ioan Gură de Aur și pe care am să vă citesc pe sfârșitul acestei emisiuni. Zicem, deci, o scrisoare de dor către om în care îi spune, îi arată, fără să-i reproșeze omului, Dumnezeu îi arată cât de mult l-a iubit, cât de mult ne-a iubit și cât de mult ne iubește. De asemenea, Sfinții Părinți au rânduit ca astăzi să se vorbească despre convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu fariseul Nicodim, cel care era din fruntașii fariseilor și era membru al Sanhedrinului, al Tribunalului Suprem, să spunem, a Curții Supreme de Justiție, pe de-o parte, care avea și atribuții, să spunem, de Parlament, acest Sanhedrin. Era membru al acestui Sanhedrin Nicodim și era, cumva, după cum ne spun Sfinții Evangheliști, ucenicul în ascuns al lui Hristos, după cum erau și alții, bineînțeles. Avea să-l mărturisească Nicodim pe Hristos, avea să intre în conflict cu colegii de județ, de judecată, atunci când a venit momentul final, atunci când a venit momentul confruntării finale dintre Dumnezeu și justiția omenească. Ei bine, convorbirea lui Nicodim, cea în care Dumnezeu îi arată direct, fără niciun fel de menajamente, pentru că știe că e cunoscător de carte, științar de carte, este intelectual, cum am spune astăzi, nu îl menajează deloc, nu îl ia pe ocolite sau prin, pilde, ci îi vorbește direct, spunându-i sentențios, dacă vede, nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Sigur, rămânând perplex Nicodim la această afirmație, neînțelegând decât la nivel biologic, la nivel trupesc, cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, sigur, despre toate acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi în această emisiune, nu înainte însă să ascultăm un cuvânt al Înalpreasfințitului Părinte Teodosie la Evanghelia din duminica aceasta, un cuvânt care ne va face o incursiune și în Vechiul Testament, acolo unde se prefigurează crucea, pentru că, iată, aceste zile, duminica aceasta, miercuri și duminica viitoare, se vorbește despre Sfânta Cruce, deci va face o incursiune în Vechiul Testament, acolo unde se prefigurează crucea ca simbol și ca, bineînțeles, lucrare a învierii noastre. Așadar,
să ascultăm cuvântul chiriașului, după care, sigur că avem o temă pentru astăzi despre destinul omului, fiindcă sunt atâtea confuzii cu privire la destin, la destine, la predestinare. Vom spune și câteva cuvinte pe marginea acestei confuzii, acestei erori, bineînțeles, o eroare care este simplu de demonstrat, pentru că este o eroare logică până la urmă. Dacă ar exista, dacă ar fi predestinare, practic s-ar anula entitatea aceasta atât de minunată pe care oamenii îndeopște o numesc Dumnezeu. Noi o numim Preasfântă Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă este gata cuvântul, îi rog pe colegi să îl urmărim, să-l pună pe ecran, după care intrăm în tema emisiunii. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat ca oricine crede în Dânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așadar, iubirea lumii și când se referă la lume, Mântuitorul se referă la om, căci Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-L răscumpere și să-L vindece de păcat și de moarte. Că Tatăl a binevoit să le prezică, să le pregătească vindecarea, însănătoșirea, pentru că lumea se afla în pustiul păcatului, că păcatul aduce pustiu, alungă pe Dumnezeu din noi. Și în pustiu, acolo se arată Dumnezeu, își arată vindecarea. Bunătatea lui Dumnezeu aduce vindecare. Că din bunătate, din iubire de oameni, s-a pogorât Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Și iată, n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să judece lumea, ci să se mântuiască prin El lumea. El a venit cu smerenie, cu bunătate, cu dragoste, cu jertfă, să ne aducă nouă vestea mântuirii noastre, dar să ne aducă și mântuirea însăși. De aceea, iată, Mântuitorul vine la început cu blândețe, cu dragoste, cu jertfă și într-o smerenie. El vrea să ne mântuiască pe toți, dar mântuirea nu se dă forțat. El ne cheamă la mântuire și numai cine vine la mântuire primește iertare. De aceea, oricât ar greși omul, dacă se întoarce spre Dumnezeu și se căiește, Dumnezeu îl iartă. Judecata va fi la urmă. Pentru cine este judecata? Pentru cei ce nu se întorc la Dumnezeu. Pentru cei ce nu se căiesc. Pentru aceia este judecata. Și judecata este aspră. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel, nici necredincioșii, nici desfrânații, nici lacomii, nici tâlharii, nici ucigașii, și se referă la cei care rămân cu aceste păcate și nu se căiesc de ele, aceștia nu vor moșteni împărăția cerurilor. Aceștia vor fi judecați după faptele lor. De aceea, iată, Sfânta Evanghelie ne pregătește ca să nu fim judecați, să începem în fiecare zi căința noastră, sărbătoarea care vine, să ne găsească pregătiți de întoarcerea spre Dumnezeu, de căință sinceră, de lepădare de rău, de regret pentru tot ce am greșit. Trebuie să ne găsească într-o trezvie, într-o dorință vie
de a-L îmbrățișa pe Hristos și de a ne lăsa îmbrățișați de Hristos. Să ne rugăm Mântuitorului Hristos și să-i zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai venit să ne mântuiești pe toți. Caută-mă și pe mine, cheamă-mă și pe mine, întinde și mie mâna Ta, dragostea Ta, chemarea Ta și îmbrățișează-mă și pe mine, cum ai îmbrățișat întreaga omenire cu mâinile întinse pe cruce și ajută-ne și pe noi să ne căim și să Te căutăm și Tu să ne întinzi brațele și să ne primești în brațele Tale și cu brațele Tale să ne duci în locașurile Tale cele cerești într-o viață cea veșnică. Amin. Am revenit în direct, suntem din nou împreună, iubiți credincioși, dragi telespectatori, Lumina lui Hristos. Astăzi avem o temă, zicem, interesantă, pentru că de multe ori în limbajul uzual auzim această expresie ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Sigur, aceasta exprimând cumva o formă vulgarizată, să spunem așa, a filozofiei predestinării. Cum că, adică omul ar avea o fatalitate, ar fi destinat spre o fatalitate, că ultimul cuvânt în existență l-are moartea, deși știm că moartea este o realitate, noi spunem, creștinii ortodoxi, spunem că nu este ultima realitate. Prin urmare, sigur că dacă vorbim de destinul omului, va trebui să analizăm, să vedem în ce măsură există o intervenție sau, dacă vreți, o constrângere a unei entități superioare nouă care ne duce în mod fatal, fără niciun fel de posibilitate de a ieși din această tragedie, din această fatalitate, în ce măsură suntem constrânși până la urmă și ne este suspendată libertatea de a trece de la moarte la viață, așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos. Până atunci însă, după cum știți, avem o întrebare legată de Evanghelia de astăzi, de Evanghelia care a fost citită la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Este un moment foarte frumos acolo în care Dumnezeu ni se mărturisește, dar nu numai că spune, ne și arată, ne și vădește sau, dacă vreți, ne demonstrează cât de mult a iubit lumea. Deci, cât a iubit Dumnezeu lumea. Și de aceea am pus în paranteză acolo cum, pentru că este foarte important că așa declarativ omul, bineînțeles că folosește acest cuvânt foarte des, a rămas aproape fără substanță. Americanii mai cu seamă, imediat la 2-3 cuvinte spun te iubesc. La telefon, orice convorbire telefonică se încheie, sigur, păstrând niște raporturi normale între copii și părinți, între prieteni, între iubiți. Te iubesc. Și atunci a rămas cumva golit de sens acest cuvânt, acest sentiment folosit prea adesea, de multe ori second hand, de multe ori superficial, sentimente de plastic, de unică folosință. Vedem că lumea suferă și lumea suferă pentru că iubirea nu mai există sau s-a răcit din pricina mulțimii de păcate, din pricina în special a ipocriziei, a fățărniciei și a vicleniei.
Iubirea s-a răcit pe de-o parte și pe de altă parte nu mai este autentică, nu mai are consistență și nu mai este satisfăcătoare. O iubire care, iată, mai mult aduce drame decât să satisfacă, decât să sature. Și atunci, cât a iubit Dumnezeu lumea? Și cei care au fost la Sfânta Liturghie știu, au auzit răspunsul acolo, de aceea am pus întrebarea pentru a arăta că, în definitiv, dacă vreți, în partea sa, de când e vorba de iubire, se caută și reciprocitate. Iată, partea sa de lucru Dumnezeu a făcut-o și o face în continuare, a făcut-o dinainte de a fi noi, pentru că a zidit lumea aceasta pentru om, numai pentru om, l-a zidit pe om numai pentru sine, dacă vreți. Iată, Dumnezeu le-a făcut pe toate bune foarte. Cât și cum a iubit Dumnezeu lumea? Sunteți în direct, bine ați venit! Bine v-am regăsit, binecuvântat și blagoslovit, Sfinte Părinte! Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să vă ocrotească! Doamne, ajută pe toată lumea! Întrebarea, răspunsul este: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe unicul său fiu pentru mântuirea noastră a tuturor, ca noi să avem o șansă să ne naștem din nou, ca și la Evanghelia care a fost astăzi despre Nicodim, când Nicodim a întrebat pe Mântuitor, însă acesta l-a numit învățătorul, deci l-a recunoscut ca învățător pe Mântuitorul, i-a spus: cum este posibil, Doamne, ca un om bătrân să nască din nou, să intre în pântecele Maicii sale? Exact. Iar Mântuitorul a răspuns: cel ce nu se va naște din Duh Sfânt și din apă nu va putea cunoaște împărăția cerurilor. Așa e. Aș putea să spun, am fost astăzi la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Tăut în Florești și părintele care a ținut cuvântul de învățătură a spus așa de frumos că această dovadă de dragoste pe care Dumnezeu o arată oamenilor, adică tuturor oamenilor, totala jertfă a lui Dumnezeu, ca noi să avem încă o șansă să ne naștem din nou, l-a dat pe unicul său fiu, este inima și esența Evangheliei. Așa e. A spus atât de frumos și cu atâta dragoste, încât efectiv am simțit că acele cuvinte prind rădăcini adânci în sufletul meu și chiar m-am bucurat că Dumnezeu m-a binecuvântat să asist la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și la Cuvântul de Învățătură de la Mănăstirea Tăuț. Foarte frumos! Vedeți, cuvintele vieții, unde vom pleca de la tine, spuneau ucenicii Mântuitorului atunci când i-a întrebat: voi de ce n-ați plecat? Pentru că spusese un cuvânt foarte greu de purtat, foarte apăsător: eu sunt pâinea care s-a coborât din cer, de nu veți mânca pâinea aceasta, nu veți avea viață. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Iată, au murit și au mâncat mană. Iar voi, de nu veți mânca pâinea care s-a coborât din cer, nu veți avea viață. Și atunci ei au întrebat: ce pâine, Doamne? Au plecat toți și au rămas acești 12 apostoli și au zis: voi nu plecați, unde vom pleca, Doamne, de la tine, că tu ai cuvintele vieții? Iată, s-au simțit cuvintele vieții, au încălzit inima și odată ce ai gustat, nu mai poți să uiți acest gust. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Precum dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Doamne. Cât de minunate sunt lucrurile tale. Ai putea, așa, din poemul acesta de iubire dintre Dumnezeu și om, să spui tot timpul lui Dumnezeu cât de mult îl iubești. Dar sigur, noi uităm repede pentru că jurămintele noastre nu țin foarte mult. Dumnezeu nu poate să nu ne iubească. Iată ce interesant, singura existență în univers care poate să-i spună nu lui Dumnezeu este omul. Ei bine, Dumnezeu cel atotputernic, și așa cum îl cunoaștem după atributele sale, nu poate să nu ne iubească. Extraordinar, un lucru extraordinar. Deci în această relație de iubire dintre Dumnezeu și om, Dumnezeu nu poate niciodată să ne înșele, nu poate niciodată să ne sature cu dragostea sa. Ei bine, vă rog să, dacă mai sunteți, să vă dau o carte. Ce carte să vă dau? Aș dori o carte despre marii duhovnici ai acestui neam sfânt.
care doriți dumneavoastră, fi binevenită oricare. Cu drag, minunat, și sigur că. Aș completa cu dragostea lui Dumnezeu și închei aici. E o pildă minunată în care un suflet ajunge la bunul Dumnezeu după ce trece la cele veșnice, iar Dumnezeu arată viața sa sub formă unor pași pe nisip. Și întreabă bunul Dumnezeu, ce vezi pe nisip? Zice acel suflet, zice, două urme de pași. Acea urmă de pași este urma pașilor mei, spune Dumnezeu, și cealaltă este urma pașilor tăi. La un moment dat, acel suflet se sperie. Zice, Doamne, dar numai urmă de pași văd pe nisip. De ce m-ai părăsit? Iar Dumnezeu știe ce răspunde, Părinte. Sunt sigur că știți. Aceasta este urma pașilor mei, iar eu te ținem în brațe, fiindcă atunci era cel mai greu în viață. Da, deci să nu uităm că Bunul Dumnezeu a dat atâtea numai dovezi de dragoste și de iertare și de împăcare a tuturor cu toate. Așa este. Este un lucru deosebit, fiindcă Dumnezeu nu arată foc și sabie, ci arată bunătate, iertare și răbdare mai ales. Și nădejdea că doar prin aceste lucruri care le vom împlini ne va duce la mântuirea cea veșnică. Lăudată fie Bunul Dumnezeu și Maica Domnului și vă doresc o emisiune plăcută și binecuvântată. Mulțumesc și dumneavoastră, o duminică binecuvântată și o săptămână duhovnicească, să spunem așa, cu numele Domnului pe buze tot timpul. Da, atât a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe unul născut Fiul Său. Cum l-a dat? Nu numai că s-a smerit Dumnezeu atâta, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu a luat un trup, chip de rob a luat, ca al nostru, întru toate asemenea nouă, cu toate neputințele noastre afară de păcat, dar mai mult decât atât, că dacă ar fi venit în lume doar s-ar fi întrupat ca om și cu o învățătură, în sfârșit lucrurile ar fi părut cumva firești. Pentru că noi nu înțelegem ce înseamnă ca Dumnezeu, cel care cuprinde toate și care nu poate fi cuprins de nimic, de ceva, să se facă, să fie cuprins într-un pântece de om, să se facă om, să trăiască omenește. Nu putem înțelege cât s-a smerit, cât s-a vărsat, s-a deșertat Dumnezeu pe sine pentru a lua un trup din acesta în care să biruie moartea. Dar mai mult atât, zice, l-a dat, nu l-a dat să trăiască cu oamenii numai decât în lume, ci l-a dat, iată, să facă tot binele oamenilor și la urmă să fie batjocorit, să fie răstignit, prin aceasta să se răstignească, de fapt, că el a primit să se răstignească și să răstignească să păcatele lumii pe cruce, să moară, bineînțeles, cu moartea adevărată și să învieze, să omoare moartea în sine, să învieze și toate celelalte până la înălțarea la ceruri și la trimiterea, pogorârea Sfântului Duh. Și toate le face acum cu trupul îndumnezeit, în duhovnicit și îndumnezeit în preasfânta treime, în stare de jertfă până la sfârșitul veacurilor, până la ultimul om. Se roagă, are răbdare. Ce frumos a spus interlocutorul, să spunem, pentru că mai degrabă aș vrea să avem așa un dialog, să zicem că sunt în casa dumneavoastră cu fiecare în parte, așa mă simt la emisiunea aceasta. Spunea de răbdare și atât de minunat spunea Evanghelia de duminica trecută, Doamne, mai îngăduie mie și îți voi plăti tot până la ultimul leu, 10.000 de talanți. Cu toții suntem datori, măcar că știm că nu putem plăti niciodată 1.000 de vieți dacă am trăit, n-am putea să plătim niciodată și să trăim numai în smerenie, în post și asceză, n-am putea să plătim niciodată dragostea lui Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru om și ce face și ce a pregătit Dumnezeu pentru om. Voi sunteți fii și moștenitori, veniți de moșteniți împărăția. Ce frumos și ce minunat să fii nemuritor. Tot ce a năzuit omul de milenii, iată, la plinirea vremii vine Hristos, vine Dumnezeu, se întrupează și dăruiește omului acesta care are o boală până la urmă. Toți avem boala aceasta a morții și vine și ni se dă nouă cu trupul înviat, trupul și sângele său, care este până la urmă medicamentul, antidotul împotriva morții. Ce poate fi mai frumos de atât? Azi vrem să vorbim despre destinul omului. Pentru ce este pregătit omul? Care-i treaba? E o întâmplare? E hazard? Sunteți în direct, dacă vreți să dați puțin volumul mai încet.
Da? Bine ați venit! Bine v-am găsit, să rămână! Bine ați venit! Vrem să vorbim despre destinul omului. Până la urmă, poate fi așa să fii un produs al hazardului, miliarde și miliarde de combinații într-o ruletă cosmică, combinații de elemente fizice, chimice, combinații de materie, care până la urmă nu se știe exact cum a apărut, dar miliarde de combinații, luate cu miliarde de combinații și până la urmă a ajuns omul, produs al hazardului. Ăsta să fie destinul său? Nu, asta este greșeală. La început Dumnezeu a spus așa, când s-a sfătuit cu Sfânta Treime, deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Noi nu credem altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, cartea care ne-a lăsat-o Sfântă, Biblia, care Domnul Iisus Hristos a venit din cer ca să ne aducă cuvântul Lui. Noi asta credem, altceva nu credem. Nu ne interesează ce spun oamenii de știință. Noi îl credem pe cuvânt, pe Dumnezeu. Foarte frumos, simplitatea asta este extraordinară, nemaipomenită. Vedeți, noi am de vreo 100 de ani, poate mai puțin, am început tot felul de polemici din acestea, dispute din acestea, da, care se termină, se soldează cu lucrări de doctorat sofisticate, din cele mai sofisticate. Dumneavoastră ați redus așa de frumos totul. Noi credem și mărturisim cele ce ni le-a spus Dumnezeu. Credem și mărturisim asta pentru că știm cât ne iubește și pentru că vrem și noi să-L iubim. Și atunci când iubești pe cineva, ai și încredere în el. Foarte frumos, să spun. Noi mergem pe încredere că Dumnezeu a spus și s-a făcut. Și într-adevăr, nimic nu s-a făcut din cele ce s-au făcut decât prin cuvântul Fiului Dumnezeu și noi suntem chip al chipului Tatălui, așa de frumos. Deci nu poate să fie. Sigur că ascultăm, este un dialog, știința este de la Dumnezeu și orice cercetător sincer ajunge la concluzia că Dumnezeu este autorul acestei minunății care se numește zidirea, cosmosul și acestei taine atât de sublime care este omul. Dar să poți să crezi că totul este produsul hazardului, să ai certitudinea aceasta și să stai vădit împotriva adevărului, aceasta până la urmă este ca o desfigurare a minții până la urmă. Așa cum ar lucra un calculator virusat. El mai face niște operațiuni, dar toate dau eroare. Nu poate fi eroare mai mare decât aceea în care să crezi că omul a venit de undeva și trăiește pe pământul acesta și nu lasă nicio urmă în istoria Universului, nu lasă nicio urmă în cosmos, nu are niciun scop. Deci aș vrea să vorbim puțin despre destinul omului. Dacă este vorba de un destin, înseamnă că omul are un scop, a venit în lume cu un scop și dacă are un scop înseamnă că este și o cauză și dacă este și o cauză înseamnă că numai decât ar trebui să vedem cine este această cauză, ce este această cauză. Noi spunem că este un cine. Bine ați venit, sunteți în direct. Hristos a înviat, părinte. Adevărat a înviat. Apoi mai frumos de atât nu se putea. Mi-a plăcut, poftiți. Aurelia, sunt. Vă așteptam. Duminica trecută am vorbit cu dumneavoastră. Știu, așteptam telefonul. M-am întors cu voia lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, cu rugăciunile părintelui duhovnic și ale desfinției voastre. Așteptă rezultatul acum, să vedem ce o să fie. Iar în legătură cu destinul omului, ce să spun, Dumnezeu mă iubește, cred că e a treia încercare la care mă supune și, părinte, eu tot mă întreb de ce mai îmi dă Dumnezeu zile, oare de ce mă lasă pe fața pământului? De trei ori m-am dus, de trei ori m-am întors. Oare de ce? Care e scopul meu pe pământul ăsta? Că caut, merg la duhovnic, întreb, părinte, știți, m-am dus prima dată, m-am întors, m-am dus a doua oară, m-am întors. E a treia oară. Mai aveți încă o lucrare pe pământ.
O să vă spună Domnul, nu vă lasă fără telegramă, cum spunea Părintele Făgețean. O să primiți telegrama și o să vă spună exact ce aveți de lucrat. Pe de altă parte, cum v-am spus, toți mai avem încă de restituit Domnului, cum avea supusul din Evanghelia Duminicii care tocmai a trecut. Noi avem cu toții 10.000 de talanți de plătit. Dar nu vrea decât atât, să iertăm cei 100 de dinari pe care ni datorează aproapele nostru. Când o să iertăm tuturor toate pentru învierea lui Hristos, când o să facem ca vase, poate, unele mai mici, altele mai mari, ale lucrării lui Dumnezeu, când o să ne facem lucrarea, atunci Domnul o să zică: bine, slugă vrednică și credincioasă, peste puține ai fost pusă, peste multe o să te învrednicești, pentru că, iată, te fac moștenitoarea împărăției. Până la urmă, destinul, încă dacă nu știți care este destinul dumneavoastră, vă lasă Dumnezeu să aveți cert în față ce anume vă așteaptă. Și vă spun, așa cum mă întrebau credincioșii astăzi la biserică după Sfânta Liturghie, abia așteptăm să vedem dacă sună doamna Aurelia. Vedeți, dumneavoastră ați avut... Mulțumesc la toată lumea, iertați-mă, da. Mulțumesc la toată lumea, am simțit aproape de mine pe Maica Domnului și rugăciunile, nu știu, poate altă lume nu înțelege, da. Dar am simțit, știu că Maica Sfântă a fost acolo cu mine și, Părinte, vreau să vă mai rog ceva. Eu sunt din București și când o să mă pun pe picioare, vreau să vin la Constanța. Nu l-am cunoscut pe Părintele Arsenie Papatoc personal. Mi-a spus să merg acolo ca să primesc binecuvântare. Eu am ascultat. Iar în drum spre Părintele Arsenie Papatoc, vreau să trec la dumneavoastră, să vă cunosc personal. Și să știți că n-am uitat și de Sfânta Liturghie la Catedrala Mântuirii Neamului. Foarte frumos. Întâi treceți pe la Părintele Arsenie și după aceea să veniți să-mi spuneți ce vești aveți de acolo, de la Părintele Arsenie. Vă așteptăm cu drag. Ne bucurăm că ați sunat. Vă spun, credincioșii noștri au așteptat să sunați și ne bucurăm. Nu este prima dată când așteptăm cu nerăbdare un telefon. Am așteptat și un an și doi, dar până la urmă vedeți că trebuie să ne conformăm, dacă vreți, răbdării lui Dumnezeu, cel care, iată, este îndelung răbdător cu noi, ne lasă, ne îngăduie și până la urmă este dispus să ne șteargă și toată datoria. Eu mă bucur că aveți o voce foarte, foarte tânără. Noi avem, cum v-am spus, acolo unde slujim, într-un mic paraclis care se numește Capela Tinerilor, pentru că Duhul Sfânt pe toate le înnoiește, Hristos le înnoiește pe toate și noi în biserică nu avem oameni bătrâni, ci numai tineri de diferite vârste. Așa că veniți și vă alăturați nouă când treceți pe la Constanța, va fi o lună foarte frumoasă de vară. Ținem cont că e și ziua mea. Astăzi? Pe 29, Părinte. Păi, vă așteptăm atunci. Cu drag, mulțumesc. Vă facem ziua la noi acolo, că avem un locușor frumos, așa. Ce zile avea eu pe fața pământului, de pe pomelnicul meu, n-o să lipsiți niciodată. Ce frumos. Trupul și mintea. Cel mai frumos dar pe care l-am primit acesta este, într-adevăr, cel mai mult mă bucură când oamenii îmi spun lucrul acesta: Părinte, să știți că și noi vă pomenim și bine faceți, vă mulțumesc, pentru că este mare nevoie, dar cea mai mare bucurie, până la urmă, aceasta este când văd un om care a ajuns să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului. Nu este bucurie mai mare decât aceasta. Să ne închipuim următorul lucru și revenim la destinul omului, că până la urmă ține de destinul omului. Avem
multe milioane de oameni, să nu îndrăznesc să spun 15 milioane de oameni care poate nu s-au împărtășit niciodată sau doar la botez sau doar o dată în viață. Cât de mult, cât de mult și cât de fericiți ar fi părinții, preoții acestei țări, dar cât de mult s-ar bucura Dumnezeu să vadă că oamenii aceștia se împărtășesc cu trupul și sângele lui Mântuitorul. Ce frumos, pentru că spune atât de bine și de câte ori nu spune. Cel ce va mânca trupul meu și va bea sângele meu, acela va avea viață și viață din belșug și el va izvorâ, izvoare de apă vie vor curge din pântecele lui. Cât de extraordinar, cât de minunat. Știm atât de multe despre oameni care n-au crezut niciodată, n-au putut să înțeleagă și dintr-o dată s-au întâlnit cu Hristos. Câți Pavel nu avem, câți Saul nu avem în țara aceasta care sunt pe drumul Damascului și care mai devreme sau mai târziu ne rugăm la Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru să-i întâlnească, să le țină calea până la urmă și aceia să nu caute să lovească cu piciorul în țepușă. Despre destinul omului vorbim astăzi, suntem în direct, sunteți în direct. Aș vrea să spun că există acest gând în popor, această vorbă, că ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Sigur, aceasta arată o necunoaștere a credinței noastre, o necunoaștere a lui Dumnezeu, cel care, am și spus la începutul acestei emisiuni, una nu poate, toate le poate, dar una nu poate, și anume să nu-l iubească pe om. Și pentru că libertatea este de esența iubirii, omul, Dumnezeu, iubindu-l pe om, nu poate să încalce libertatea. Prin urmare, dacă ar fi destinat omul să moară sau să pățească ceva dintr-un început, dinainte de a fi conceput, ar avea acest program să sufere, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu, omul n-ar mai fi iubit de Dumnezeu și în primul rând n-ar mai fi liber. Dar cum v-am spus, omul este singura existență în univers care poate să-i spună lui Dumnezeu nu. Cum ziceți? Da. Bine ați venit! Zicem, Hristos a înviat, Părinte. Adevărat a înviat. Doamne, cât mă bucurați! Și poporului român, destinul omului nu este predestinare, că Dumnezeu altfel nu se dezice Dumnezeu în dragostea care ne-a arătat-o și care ne-o arată zi de zi, ceas de ceas. Nu putea să ne pună niște cătușe, să ne pună de cum ne-am născut cătușe, ne-a lăsat liberi să conlucrăm cu binele sau cu rău, dar asta tot din dragoste de om. Și văzând căderea, și-a exprimat cea mai mare iubire, după cum am văzut în Evanghelia de astăzi, l-a dat pe Fiul. Noi privind, cred că filozofia populară, pentru că și poporul are o filozofie adâncă, cred că se referă mai mult la încercările care vin asupra omului. De fapt, nu e predestinare, cred că, vorba din popor. Cred că e vorba despre faptul că despre încercări la care omul trebuie să se aștepte ca să ne întoarcă, tot din dragoste. Tot din dragoste. Remediile la toate relele care vin asupra omului, ni le-a dat Iisus Hristos. Și dacă ne-a mai dat și, cum a spus dumneavoastră, Sfânta Spovedanie, ne-a dat tainele, iată câtă purtare, ca zestre, o ladă de zestre enormă ne-a dat-o omenirii. Din păcate, noi putem să ne privim cât de departe suntem prin faptul că sunt ucideri, sunt crime pe pământ, adică noi ne-am depărtat enorm și cu cât ne vom apropia mai mult de biserică, de casa lui și de Dumnezeu și de ce vrea Dumnezeu, cu atât mai salvați vom fi. Să ne salvăm unii pe alții, deci iată, arată. Biblia este deci e tezaurul omenirii, de salvare al omenirii. Depinde de noi dacă vom alege, cum vrem, de dreapta, de stânga. Vă mulțumesc mult de răbdare, da. Și vă sărut mâinile și să mai veniți. Sănătate. Mulțumim. Da, așa este, sigur, ne-a înzestrat cu toate. Până la urmă, cum am mai discutat la începutul acestei emisiuni, toate s-au făcut pentru om.
Nimic din ce s-a făcut nu s-a făcut la întâmplare, ci pentru om, pe toate le-a pus în stăpânirea omului. Iată, și mai mult decât atât, se dă pe sine tot în mâna omului, pentru că Sfânta Jertfă, de care se cutremură îngerii și arhanghelii și care nu îndrăznesc să privească, să intre dincolo de catapeteasmă în Sfânta Sfintelor, să privească Sfânta Jertfă, iată, și pe aceasta n-a dat-o în mâna unui arhanghel, n-a dat-o în mâna unui serafim, unui heruvim cu sabie de foc, ci a dat-o în mâna omului. Un om păcătos, un putregai de om, cu toate ale lui, toate ale oamenilor, așa cum spun Sfinții Părinți în canonul de spovedanie. Vedeți, avem pe Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, care se spovedesc lumii cât de păcătoși și de putregăioși sunt ei acolo. Deci, cum spuneam, nu s-a dat în mâna îngerilor. Până la urmă, nici Maica Domnului, ci un om simplu, iată, căruia îi se dă în palme, în brațe, așa cum l-a ținut Maica Domnului pe prunc, așa îl ține preotul pe Hristos la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, la Sfânta Jertfă, și se dă pe sine tuturor prin mâna preotului. Ce poate fi mai mult decât atât, mai frumos decât atât? Ce semn de dragoste mai vădit, mai adevărat decât acesta, că Hristos ni se dă de fiecare dată cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste? Veniți și vă împărtășiți și vă uniți cu Hristos. Sunteți în direct. Despre destinul omului vorbim astăzi. Dacă este cu putință ca omul să fie programat dinainte de a se naște sau din timpul sarcinii să pățească ceva sau să aibă o boală sau să, în sfârșit, o fatalitate, o tragedie din aceasta. Ce părere aveți? Sărut dreapta, părinte! Bine ați venit! Și mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să intru în direct. Destinul omului nu este ceva programat. Omul este coroana creației lui Dumnezeu și, după voia lui Dumnezeu, destinul omului ar trebui să fie împărăția lui Dumnezeu. Exact, asta așteptam. Destinul omului este să fie nemuritor. Dar pentru că Dumnezeu ne-a dat voința liberă, destinul este o conlucrare a omului cu Dumnezeu, dacă binevoiește să accepte voia lui Dumnezeu, sau poate ajungă în rai, în iad, dacă își alege să trăiască după propria voie și încălcând poruncile lui Dumnezeu. Deci nu este predestinat, deci este o lucrare a omului cu Dumnezeu. Foarte frumos, vă mulțumesc, așteptam cuvântul acesta. Destinul omului este să fie nemuritor, să fie veșnic în împărăție. Dostoievski spune un cuvânt foarte frumos, extraordinar de frumos, că iadul de fapt este incapacitatea omului de a iubi. Dumnezeu este iubire în ființă, iar omul care devine incapabil de a iubi, acela se desparte de Dumnezeu, se desparte de lumină și trăiește un întuneric. Acesta este, până la urmă, această izolare individuală, egoistă, într-un întuneric absolut este iadul, și veșnicia acestei stări, până la urmă, este cutremurătoare. Deci destinul omului este să iubească și să fie iubit, să-și iubească aproapele, să-L iubească pe Dumnezeu și să fie iubit de ceilalți. Iată ultimul telefon, mai avem câteva minute, am ajuns cumva, nu, la rai. Destinul omului este să fie persoană iubitoare, persoană care, iubire care este mai tare decât moartea, care transcende groapa, până la urmă transcende moartea și ajunge într-un loc pe care noi îl numim rai sau împărăția lui Dumnezeu sau slava lui Dumnezeu, lumina cea neapropiată sau chiar fața lui Dumnezeu, după cum spun unii părinți. Bine ați venit! Cărună, părinte! Vreau să vă spun, în legătură cu destinul omului, vreau să vă spun despre părintele Clopa, când era în tren și l-au abordat niște generali și
și a spus, ce căutați voi să mai mintiți oamenii cu mințiunile voastre, că omul a ajuns în cosmos și n-a dat de rai, n-a dat de iad. Părintele Clopa i-a zis că albina se învârte când iese din stup, dă o roată în jurul stupului de câteva ori și el spune pe urmă că a văzut și raiul, a văzut și iadul. Ceva în legătură cu destinul omului, am vrut să spun în pilda asta. Da, 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 sigur, părinte Cleopa, care era un vas ales al lui Dumnezeu, îi biruia cu harul Duhului Sfânt, îi biruia pe toți, pentru că, într-adevăr, aveți dreptate, vedeți, se pune problema că omul foarte rar are ocazia, posibilitatea sau dorința să rămână cu sine și să vorbească cu sine. Care este scopul vieții mele? Pentru ce? Există vreo cauză pentru care eu sunt pe pământul acesta? Cât poate să fie de dramatică o viață care pur și simplu a trecut așa fără să înțelegi nimic din ea? Acum ai fost copil, acum ai fost tânăr, acum ai fost îndrăgostit, acum ai făcut carieră, acum ai ajuns la pensie și acum nu te mai caută nimeni și ești izolat. Asta să fie viața omului. Noi nu credem în lucrul acesta. Am spus deja că noi nu avem bătrâni, avem numai tineri, oameni cu viață eroică. Asta până la urmă este și toată bucuria acestei vieți. De aceea ne și spune Dumnezeu atât de frumos. Ne dă o poruncă pe care El o împlinește pentru noi. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, că aceasta este voia lui Dumnezeu întru Iisus Hristos pentru voi. Aceasta este voia lui Dumnezeu, lucrarea și dragostea Fiului și lucrarea Duhului Sfânt pentru om, ca omul să fie bucuros, ca să poată să trăiască eroic în viața asta, să se exerseze împotriva fricii de moarte și până la urmă să o dovedească printr-o lovitură de moarte, dată morții, bineînțeles. Noi spunem așa, că destinul omului acesta este să fie nemuritor, să fie veșnic, să învieze până la urmă, fiindcă, iată ce frumos spune Mântuitorul Iisus Hristos, că cei care cred în dumnezeirea sa, cei ce cred în Tatăl și în Cel care m-a trimis pe mine, cei ce cred în mine, iată, vor avea viață veșnică. Cei ce mă mănâncă pe mine, cei ce mănâncă trupul meu, beau sângele meu, nu vor vedea moartea. Moartea va fi o trecere dintr-o dimensiune în alta a existenței, dintr-o dimensiune finită și plină de constrângeri, de determinări, într-o dimensiune a libertății, a bucuriei, a luminii. Aceasta, sigur că da, nu este o iluzie, ci este încredințarea noastră și mărturisirea noastră atât de frumos pe cum a făcut-o ascultătorul nostru, telespectatorul nostru, care a spus simplu, noi aceasta credem ce ne-a spus nouă Dumnezeu. Acum vă voi spune un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, atât de frumos l-am găsit și trebuie să vi-l spun, numai decât pentru că e foarte frumos și într-un minut o să reușesc să-l citesc. Dumnezeu și-a dorit pentru sine de mireasă o desfrânată. Da, zice o desfrânată, despre firea noastră omenească vorbesc. Și a venit la ea, nu a trimis pețitori, a venit la ea și a găsit-o ca amețită de băutură, a luat-o și a întrebat-o. Nu te-am sădit eu în rai? Ce s-a întâmplat cu tine? Și firea răspunde, a venit vrăjmașul și m-a luat. Și nu a mustrat-o cu niciun cuvânt, ci i-a spus, acum am să te iau și am să te sădesc în lăuntrul meu, ca să nu te mai poată răpi vrăjmașul. Iar firea omenească, mireasă pețită, a răspuns, Doamne, sunt rea, sunt bolnavă, sunt urâtă, sunt căzută. Nu-i nimic, sunt doctor. Și luând-o la sine, o transformă din urăciune în mireasă de cinste, căci numai dragostea poate transforma urăciunea în frumusețe, căderea în virtute și, am spune noi, moartea în înviere. Atât de frumoase sunt cuvintele acestui purtător de Duh Sfânt, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul nostru care ne-a dat atât de minunată liturghie pe care o slujim mai în tot timpul anului. Și pentru că
Iată, am avut o emisiune absolut minunată, o emisiune luminoasă, plină de bucurie. Vă doresc să aveți parte numai de aceste daruri ale lui Dumnezeu, de daruri duhovnicești, să înmulțiți dragostea, să înmulțiți bucuria și să nu căutați la cele rele, pentru că nimicul, răul se ocupă cu nimicul, iar ignorându-l, el se preface în nimic. Până duminica viitoare vă așteptăm față către față la Sfânta Liturghie. Sigur, miercuri vă așteptăm pe toți cei care puteți să veniți la Sfânta Liturghie, iar duminică ne întâlnim la aceeași oră în Lumina lui Hristos.